Guvernul României a lansat două noi programe de sprijin pentru oamenii. De data aceasta sunt vizați tinerii studenți sau cei care vor să-și întemeieze o familie. Deputatul PSD Emil Albot a oferit mai multe detalii despre sumele și categoriile de beneficiari ale celor două inițiative denumite Student Invest și Family Invest. Prin aceste două programe vor putea fi accesate credite garantate de stat în proporție de 80% și cu dobânzi subvenționate. Student Invest este o oportunitate pentru fiecare student de a obține un credit de până la 50.000 de lei. Acești bani vor putea fi utilizați pentru plata taxelor școlare, a chiriei pe durata studiilor sau pentru achiziția de cărți. Familiile care sunt la început de drum vor putea ca prin Family Start să împrumute suma maximă de 75.000 de lei. Ele vor putea folosi acești bani pentru evenimentele importante din viața lor, pentru achiziția unei mașini cu 7 locuri, dar și pentru educația și creșterea copiilor. Regulamentul celor două programe de creditare cu garanția statului și dobândă subvenționată Student Invest și Family Start a fost publicat în Monitorul Oficial. Plafonul de garantare total alocat celor două programe în 2022 este de 500 de milioane de lei.